Bine ați venit la Teatrul Carinescu. Vreau să vă prezint. Aveți în fața dumneavoastră echipa Teatrului Carinescu, care a soarelui este implicată în proiectul Eroii. Regizorul acestui spectacol este Andrei Măger și o să vă rog să spună câteva cuvinte despre echipă, despre proiect, despre spectacol. Vă rog. Echipa o aveți în față și în plus de cele 9 actrițe și de mine, din echipă mai fac parte și coreografa Victoria Bucun și Teodor Humă, care a ajutat pe partea de video, așa să menționăm și pe ei. Eroine e un spectacol bazat pe niște scrisori, o formulă mai atipică, scrisori ale poetului latin Ovidius, nemontate în teatru până acum, din ce știu eu, nicăieri, nu numai în teatru noastră. Traducerea mea aparține. În spectacol, spectacolul e format dintr-o suită de monoloage, adică aceste scrisori cumva au devenit niște monoloage, niște mini one woman show-uri, într-o formulă hipo-expresivă, foarte redusă, scenic, preponderent într-o barcă. Este un spectacol despre femei, despre cât de dependente sunt sau nu sunt de bărbații din viața lor, despre iubiri, formule mai mult sau mai puțin greșite de iubire, pe care le veți descoperi urmărindu-le pe ele. Am încercat pe alocuri să ne și perspectivăm puțin față de ce zicem, ce reprezentăm, să criticăm poate ceea ce reprezentăm. Cred că spectacolul va avea o formulă fresh, sper eu, și cred că e și un spectacol care se va plia bine în multe festivaluri contemporane din țara noastră, cumva centrate pe un anumit mod de a face teatru, care caută să fie și relevant zilelor noastre. Trupa de aici, adică partea feminină cu care am lucrat eu, trupei, nu toate dintre actrițele teatrului, dar mare parte dintre ele, sunt stâlpii acestui spectacol. Este despre ele, cu ele, și cred că este și despre un